Salutare, eu sunt Cristi și bine v-am regăsit la un nou episod. Astăzi, fraților, revenim cu un nou episod pe canalul nostru Cristi Rode Gaming. Știu că am lipsit ceva vreme și știu că mulți dintre voi probabil v-ați întrebat de ce am lipsit, de ce nu știu ce. Faza este că am avut nevoie de o mică pauză, cum am avut eu nevoie de obicei. Nu s-a întâmplat absolut nimic, n-am vrut să mă las, nu s-a întâmplat nimic grav sau ceva, pur și simplu n-am mai filmat. Și acum am cam uitat ce filmam eu de obicei și mă uitam eu pe Hypixel puțin pe aici și am văzut acest minigame The Bridge, unde zice New Game, acolo în secțiunea de mai în dreapta, New Game. Nu știu cât de nou este acest joc sau în ce constă, dar eu nu m-am jucat niciodată. Se numește The Bridge, o să vedem cum este, dacă ne place și cum o să iasă 1v1, 2v2, 4v4. O să-i dau 1v1 pentru că nu sunt alături de nimeni și sunt curios ce naiba este cu minigame-ul acesta. Dacă mai doriți episoade, v-aș ruga să instați, să apăsați pe acel buton de like din nou. Scuzați-mi, vă rog frumos, absența de pe YouTube. Sper că nu am supărat pe cineva sau ceva. Eu o să mă simt aici bine în continuare. Aparent ne jucăm The Bridge. Hai să vedem, frate, cum este The Bridge. Your goal, what the fuck? Man, ce trebuie să faci? Chiar sunt super confuz. Ăla venea spre mine cu un bloc. Man, ce încerci să faci aici, a? Trebuie să intri în groapa ca și cum fiecăruia. Nu știu dacă am înțeles bine minigame-ul, dar cred că ăsta este scopul. Și cred că o să fie un minigame interesant. Dacă vă place și vouă pe canal, putem să continuăm. Ai venit, ai ajuns aici. Wow, chiar sunt varză, fraților. Chiar nu știu despre ce este vorba. Bun, nu e bine deloc. Văd că nu se resetează mapa, deci rămâne așa în continuare. Presupun că cel mai bun... Nu! No! Nu! No! Bă, cea mai bună metodă e să dai rush pe el și chiar nu mă descurc, e 3-0. Chiar sunt super varză la minigame-ul ăsta. Wow, 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 chestia asta nu merge bine deloc. Uite-te la el cum se joacă. Bun, l-am omorât, aparent te respawnezi. Runda nu se termină până când nu ajungi. N-am nici cea mai mică idee ce naiba se întâmplă, cum de s-a respawnat ce a ajuns acolo. What? Gen, ce se întâmplă? No, 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 no. Sunt varză! Tu-ți bagi joc de mine? What the fuck? Încerc și eu să revin pe canal în forță cu minigame destul de car lumea. Și un Shao îmi dă 5-0. Bine, a fost prima și prima dată când m-am jucat acest minigame vreodată. What the fuck, trebuie să prind niște tehnici bune de acum înainte. Bun, o să ne jucăm un 2v2. Ok, 1v1 nu e de bine. Nu e de bine momentan un 1v1. Să vedem cum o să ne descurcăm acum. Mi se pare foarte interesant minigame-ul, dar este prima dată când mă joc. Văd că avem aici și un status ca... Nu un status, un... un leaderboard sau ceva. Mi se pare super interesant minigame-ul, deci chiar merită, mi se pare că merită. Dar faza nasoală e că am cam pierdut. Nu știu cum... Ce tactică trebuie să ai. Bun, noi am luat-o, nu? Ok, cred că trebuie să intri pur și simplu în portalul ăla și ai luat punctul. Mi se pare foarte greu, frate, și nici nu se resetează mapa. Asta e o tehnică bună? Bun. Bine, mă, hai că am făcut și eu un punct. Asta voiam, frate, asta voiam. Nu să fiu cărat de cineva. Asta am voiam, frate, să văd și eu cum este jocul. Să mă joc eu. Ca idee, așa e super interesant. E chiar super calmea.
Ăsta a căzut așa. Woo! Easy. Easy. Canabin 0114 ești cel mai tare, frate. Mulțumesc că ești aici alături de mine. Îl las pe el să facă așa în față. Deci asta o să fie tehnica. Îl las pe el să dea rush și eu mă duc repede. John. Oh! Johnule! Bă, e tare rău. Chiar e tare. Fii atent, acum nici nu. A, nu, că vin băieți, vin băieți, vin băieți. Ăla a căzut, ăsta are skin de Bape, what the fuck. Ok, am căzut, nu e bine, nu e bine, nu e bine. A ajuns, n-a ajuns, ok, bun. Ar fi bine să fac. Ah! No! Cum de nu l-am văzut pe ăla cum a intrat pe lângă mine? Mă gândeam că coechipierul meu se ocupă. A, nu, frate. Bun. Hai să facem aici, să apărăm, să fie totul în regulă. Ma, mi-a dat mare snipe în cap. Stai așa, boss. Ce fac, mă, aici? Tehnici nebunii de ăstea. Ia stai, mă, fii atent că vin acum cu coechipierul meu, că el a stat puțin în bază, avea nevoie la toaletă și nu puteam să-l întrerup. Haide, care e șmecher acum? Bă! Dă-te, mă, la o... Bă, gațeaș! Asta este, mă, Red Wings 5-1. Uite, a doua rundă a fost mai caterincă. Ați văzut? Puteam să câștig și eu un match. L-am câștigat, am vrut să vă demonstrez asta. În mare, acest minigame durează foarte puțin. Deci episoadele nu știu cât de lungi ar trebui să fie, decât să joc cât mai multe meciuri. Stai, mai multe runde sau ăla a fost un match și l-am câștigat? Chiar nu știu. Cristi Ro, arăta ceva acolo pe leaderboard, dar n-am apucat să văd. Hey, what's up, what's up? Bun. În mare ați văzut care e treaba cu acest minigame. Destul de interesant, destul de nou. Nu știu cât de nou e, poate este de un an și eu habar n-aveam. Dar... Ok. Ah, bă, i-am împins pe amândoi. I-am împins pe amândoi, două kill-uri. Dar... s-au respawnat și nu prea am făcut nimic. Ok. Uște, aș fac bază aici, frate. Ah! Oh my god, unde am aterizat? Unde am aterizat? Oh my god, unde am aterizat? Nu este... Bă, măcar am luat un punct. Măcar am luat un punct că era blană rău. Era nașpa dacă cumva muream și eu încă eram acolo. Bun. Deci cam așa stau. Ăștia amândoi stau defense aici. S-au pus băieții rău pe defense. Eu am fost împins, nicio problemă, m-am respawnat, am revenit. Dar e destul de... Singura chestie nașpa la acest minigame este că te respawnezi instant. Nu ai un cooldown acolo, nu ai vreun timp ca să poți să-i bați pe băieți. Nu! N-am avut timp să spar chestia aia. Haide, frate. Come on, come on, come on. Ow! What are you doing? Ow! A venit prietenul tău din spate și m-am prins. Ok. Sper că băieții ăștia chiar știu ce fac și nu este un joc chiar atât de clean și ușor. Câte kill-uri am? Am 6 kill-uri, numai cât i-am împins pe ăștia de pe mapă. Prietenul tău m-a apărat, scuze. Bun, l-am împins pe ăla. Nu! Lasă-mă, 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 nu! Cine naiba m-a omorât? Haide, frate, eram atât de aproape, te rog eu frumos. Ăștia își reconstruiesc aici baza și nu mai pot să mai fac nimic. Surpriză! L-am prins și pe ăla, am 9 kill-uri, frate. Am 9 kill-uri. O să las aici, o să te las, boss, acolo. Să-ți continui treaba. Haide, frate, cum de sunt eu împinsă la mereu. Hai, și au intrat ăștia la noi 1-1, atât de ușor. Bă, noi nu stăm deloc, n-am dat până acum de un coechipier care se ocupe foarte mult cu defense-ul. Ce stați, frate, așa pe defense, a? Nu vă mai ajung punctele sau ce? Uite, a, mai mult de atât nu pot să mă duc. Nu contează.
Nu contează, facem așa. A? Care e problema ta? Care e problemuța ta? Ăla s-a aruncat. Wow. S-a aruncat sau a făcut șmecheria aia? S-a aruncat. S-a panicase. Mamă, cred că arcul dă foarte mult damage, pentru că un singur arrow de arc nu dă așa de mult damage. Ok. Match-ul ăsta durează mult mai mult. Aparent n-avem timp, deci numai cât de rapid se termină un match. Ne respawnăm foarte repede, asta e singura chestie nașpa. Nu știu cum o să termine meciul acesta, deja am filmat 10 minute. Da, cred că dacă vreți și vă place foarte mult jocul acesta, putem să facem o serie din acest minigame pe canal. Dar nu știu ce, ăla se duce prin spate. What the fuck. 2-1. Bă, n-are cum să fie ăsta până la 10, până la 5, trebuie să se termine mai înainte. Ăștia ne fac praf. Și durează mult prea mult, meciuri stupide. Mai e și problema cu lagul ăsta, mă împingi o singură dată, adică îmi dă o sabie o singură dată și eu deja m-am împins pe mapă și gata, am murit. Nu e chiar așa, wow. Nu l-am împins nimeni, tu-ți bagi joc de mine, dacă intră ăsta cumva la noi. N-ai cum, frate, să te aperi de ăștia care intră pur și simplu. Tu-ți dai seama să oprești un player în timp ce fuge? Păi dar nu prea ai șanse, nu prea se întâmplă chestia asta. N-ai cum, e un automat lose acolo. Că ăla fuge pur și simplu spre tine, n-ai cum, frate, să te aperi. Am sărit după el, deci, nah, what are the chances, what are the odds, unde mi-e cu Ecpierul, ha? El unde a fugiat? M-a lăsat? Unde mi-e? A, uite-l aici. Ok. Hai, frate. E și foarte nașpa și greu combatul, pentru că este pe o singură bucată de bloc. E o singură bucată de bloc și e foarte greu așa. Ah! Nu mai înțeleg nimic. Am 21 de kill-uri, pe bune, măcar se poate așa ceva? Mort. Come on. Ce fac? Trebuie să ajungă cineva până la 5. Wow, meciul ăsta chiar durează foarte mult. Nu m-aș fi așteptat să dureze chiar atât de puțin. Mă gândeam că o să fac foarte multe meciuri, dar bine, 2v2 e altceva, presupun că la 4v4 e și mai nebunie. La 1v1 e mult mai ușor, presupun. Wow, Golden Apple-ul te duce la full viață instant, nici nu trebuie să mai aștepți. What the fuck? What? Hofă, ce construiești a ta? Yes! Ia-o pe asta, că tot m-am dus acolo, nu puteai să mă mai oprești, sunt un lup. Ia-o pe asta, că nu mai aveai cum să mă mai oprești. Ia, vă construiți înapoi bază, ha? Ha? Ce mai vrei?
Eu chiar nu mai pot, nu mai pot aici, frate. Am 30 de kill-uri. Tu-ți dai seama cât înseamnă 30 de kill-uri? Pe bune acum, dă-o dracu, iau-te-l pe ăla. Ups. Ups. Ok, deci l-am înfins și pe ăla. Nu înțeleg care e scopul lui să se așeze acolo. Mamă, ce-au făcut ăștia aici? Under tunnel, nebunii de ăstea. Oh! Dă-o mă, sau, ok, bun, tot l-am înfins pe ăla acolo. Ăsta face ceva nebunie pe aici, nebunie, bucurie. Bun. Și noi ne-am lăsat baza singură și acum... Doamne, bă, am și un coechipier atât de nașpa. Eu zic să ne lăsăm, GG. Eu pot zic că putem să ne lăsăm. Mă enervează super mult cu echipierul meu, nu joacă absolut deloc. Mă enervează și tactica ăstora, de fapt, să fiu sincer. Defense, așa în continuu, chiar nu-mi place. Dar văd că cu echipierul meu a mai pușat pe acolo. Putem da comeback, dar o să dureze foarte mult dacă chiar o să încercăm să dăm comeback. Ok. Nu! 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 Se duce la noi în bază. Bă. Nu, te rog eu, te rog eu mult. N-ai ce căuta aici. Ia uite cum l-am luat. Cred că nu mai poate, nenervi. Cred că nu mai știe de el. 5 minute, wow, jocul ăsta chiar are timp, mulțumesc. Păi să ne ia, mă, că ne iau la puncte. Au căzut amândoi. Ce-am făcut? Am luat noi 3-4. Tot nu e de ajuns, trebuie... Ăștia dacă ne mai iau un punct, deja s-a dus jocul. Și noi trebuie să ne mai luăm un punct numai ca să ajungem la egalitate, gândește-te. Bun, am scăpat de ăla, ba nu, n-am scăpat, nici de ăsta. Super, nașpa. Bun, hai frate, putem să facem asta, putem. Nu putem. Am încercat și eu ceva. Cred că cheia cea mai bună pentru a câștiga la minigame-ul acesta este să-i omori. Trebuie să-i omori pentru că nu se mai spawnează și n-au ce să apere. Bun, hai că am scăpat de unul, hai. Bun frate, așa te vreau. Cum ai luat punctul ăla, habar n-am. Dar mulțumesc. L-am nimerit pe ăsta. Bun. M-a luat, mi-a dat în cap. Come on. 37 de ăstea. Un singur goal am dat. Ăștia trebuie de sub. Nu! Tot aici ești, ești un varză rău dacă tot stai în aceeași poziție. Cum de mă omoară? Ce dracu se întâmplă? E 4-5, cum se întâmplă la final? Dacă e draw? Spune-mi tot că nu ne dau gol. Ok, ăsta este unul dintre minigame-urile la care chiar te enervezi dacă pierzi, deci nu știu eu dacă o să mai fac un episod după asta, dar cine știe, dacă prinde bine acest episod și vă place și vouă, poate o să mai filmăm. Oricum, cam atât a fost, fraților, și cu acest episod, ați văzut și voi care este toată chestia, toată imaginea cu jocul acesta. Dacă vă place, vă aș ruga să nu uitați să apăsați pe acel buton de like. Eu am scris și ne vom revedea data viitoare. Pa, pa!